Printre hunedorenii prezenți la târg, acțiune ce face parte din proiectul internațional de promovare și dezvoltare Cartea Primăriilor din România, s-au aflat și reprezentanții administrației publice din Comuna Hunedoreană Vețel. Standul primăriei din Vețel a fost apreciat de către organizatori, fiind premiat pentru merite deosebite în dezvoltarea locală. Am primit o mențiune, am fost la prima participare. Mențiunea a fost atribuită Comunei Vețel pentru standul unde ne-am prezentat necesitățile în baza invitației pe care am primit-o de la organizatori. Am considerat mai important pentru Comuna Vețel trei paneluri la care am participat, respectiv învățământ, infrastructură și turism, sănătate. Proiectele care le-am prezentat și pentru care am solicitat într-un fel finanțare, sunt proiecte care în momentul de față nu au acoperire în bugetul local și nu există nici vreo măsură de finanțare nerambursabilă. Toate primăriile din țară au primit invitații de a participa la recentul eveniment desfășurat în capitală, dar la târg s-au prezentat doar 80 de administrații publice din România, în special cele care au proiecte de dezvoltare ce nu beneficiază de diferite tipuri de finanțări nerambursabile, dar au speranțe ca acestea să apară. S-ar putea ca unele proiecte în decursul timpului să apară măsuri de finanțare nerambursabile pentru ele. Din județul nostru, pe lângă reprezentanții Comunei Vețel, la Târgul Internațional de Investiții au mai participat cei ai primăriilor din municipiul Hunedoara și din Comuna General Bertlo.